Noi suntem echipa surpriză la tine acasă și venim din partea unor persoane dragi. Cineva care pe dumneavoastră vă apreciază și vă iubesc din tot sufletul. Cine credeți că ar putea fi? Fetele mele, cine crede? Așa ziceți? Da. Doar la dumnealor vă gândiți. Da, că ele vine mai bine, la, mai repede la mine. Am emoții. Vă cred, vă cred. Da, eu nu o să vă mai țin în suspans și o să vă spun că într-adevăr așa este. Fetele ele mă iubește cel mai mult. Au vrut să vă aducă zâmbetul pe buze și să vă aducă bucurie în suflet. Ne avem aici pentru dumneavoastră un tortuleț, dacă ne ajutați și puteți să-l țineți. Și un aranjament floral. Puteți să-l țineți și pe acesta sau ne ajută, doamnele? Hai. Vină fetele lângă mine. Haideți, fetele! Și acum o să am două melodii pentru dumneavoastră și la final o să am să vă transmit și un mesaj. Haideți să ascultăm melodiile! La mama poate simți supărarea la copii când mă supără ceva. Prima simte mama mea. Nu mai plângeți, nu astăzi de ziua dumneavoastră și nici o altă zi. Haideți să vă citesc și mesajul care vine cu atât de multă dragoste pentru dumneavoastră și spunem felul următor. La mulți ani, mama noastră bună, să fii sănătoasă și să ne trăiești mulți ani de acum încolo, ca bunul Dumnezeu știe că avem cea mai mare nevoie de tine, noi, fetele tale și băiatul tău. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi toți anii ăștia și să ne ierți când îți mai greșim, diriginta noastră scumpă și iubită. Te iubim din toată inima, cu drag, fetele dumneavoastră. Vreți să le spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte? Da, și eu le iubesc, că atât de bun. În tipul Dumnezeu, îl iubesc că mi le-a dat niște copii foarte bune. Am un copil bun, și mulțumesc Dumnezeu că mi l-a dat așa cum e. Și soțul este bun, dar fiecare are câte o clipă mai greșit. Corect, așa e. Mulțumesc din suflet și... Mi-a făcut o surpriză și le-am zis să nu facă, dar ele mi-a făcut. Și le mulțumesc pentru asta. Și la surorile mele și la toți frații mei.